Echipa de volei CSM Lugoj a obținut sâmbătă o victorie clară în deplasare la CSU Medicina Târgu Mureș în ultima etapă din returul campionatului Diviziei A1. Jucătoarele pregătite de Valerian Luca s-au impus cu 3-0 pe seturi 25-20, 25-19 și 25-16 și au reușit să se califice în play-off de pe poziția a 6-a clasamentului, indiferent de rezultatul partidei dintre Dinamo București și Știința Bacău. Meci a fost foarte bun, abordat cum trebuie, pregătit cum trebuie, un arbitraj foarte bun, o sală care a susținut echipa gazdă puternic, dar am reușit să ducem fiecare set în favoarea noastră aproape pe toată durata jocului. În concluzie, o victorie meritată, care într-adevăr ne-a adus o satisfacție mare pentru că era obligatorie și tocmai de aia era periculoasă. Președintele secției de volei spune că această ediție a campionatului Diviziei A1 a fost una puternică, cu meciuri spectaculoase și de o calitate ridicată. Tocmai de aceea, clasarea echipei lugojene între primele 6 ale țării este una meritorie. E a patra oară când luăm locul 6 în acești 8 ani de campionat, foarte, foarte greu. A fost un campionat ceva mai diluat ca număr de echipe, dar credeți-mă, foarte, foarte concentrat ca valoric. Și dacă primele 4-5 echipe au sportive foarte valoroase și posibilități materiale mari pentru a ataca cupele europene, în partea a doua a campionatului s-a echilibrat mult valoric nivelul, dovadă că Universitatea Cluj, echipa clasată pe ultimul loc la începutul campionatului, a început să câștige meciuri acasă, am pierdut și noi acolo, a pierdut și Dinamo acolo, una peste alta, însă eu zic că valoarea noastră superioară și pregătirea bună au dus la un rezultat care, sigur, repetă performanțele anilor trecuți, un rezultat pe care eu îl consider meritoriu, care vine după 8 ani de prezență consecutivă în prima ligă și care sper să nu fie ultimul la acest nivel. Pentru echipa lugojeană urmează play-off-ul cu meciuri interesante și importante, în care adversare vor fi cele mai puternice echipe din campionat, precum CSM București, CSM Volei Alba Blaj, Știința Bacău, CSM Târgoviște și Agroland Timișoara.